Sunteți mulțumit de parcursul de până acum al echipei? În mare, da. Anul ăsta este un an de căutări, adică încercăm să cristalizăm un prim 11 și, dacă mai e nevoie, din vară să mergem niște jucători pentru ca la anul viitor să fim una din pretendente la promovare. Traversat un sezon între cu jucători tineri și cu câțiva jucători cu experiență, adică se face greu mixul acesta? Da, pentru că cu copiii trebuie să avem multă răbdare și sunt convins că într-un an, doi ani vor mai apărea iar jucători de la Unirea Albăilea pentru Liga 1. Vă gândiți la un moment dat să aduceți repatriații, cu ghilimele de rigoare, fotbaliștii născuți în Alba Iulia? Bineînțeles, cu cât obiectivele sunt mai îndrăznețe, ne dorim să aducem cât mai mulți jucători care activează acum în Liga 1 și în Liga 2 la Alba. Pe patronul Gicu Grozav, când îl aveți la echipă, ca jucător? Mare de jucat, măcar vreo 10 ani i-aș dori să mai joace, după aceea să vină să-și facă retragerea la Unirea Albăilea. Lumea vorbește, anul acesta este centenarul Marii Uniri. Vom vedea la Alba Iulia și unirea fraților Grozav? Nu putem să vorbim chiar acum despre asta. Poate în viitor vom vorbi despre asta și cu siguranță așa va fi. Te-a confundat lumea vreodată cu fratele tău mai mic pentru că semănați atât de mult? Da, mai tot timpul, mai ales prin alte orașe. Oamenii din Alba Iulia visează ca fotbaliștii născuți și crescuți aici, care joacă peste hotare, să se întoarcă acasă. Crezi că e vis sau poate deveni realitate la un moment dat? Poate deveni realitate. Cred că și ei asta își doresc, ca la finalul carierei să-l facă la Unire. Tu te vezi în prima ligă peste 3 ani? Aș vrea să mă văd. Sperăm să ne vedem cu toții în prima ligă și de ce nu? Se dorește promovarea de la anul și ulterior încă o promovare. Tu când te vezi să revii în prima ligă? Peste 2 ani minim, maxim 5 ani. Adică cu echipa vreau, ca promovare vreau să ajungem. Nu vreau să mai plec de aici și sigur la anul ne dorim promovarea. De câți ani vezi Alba Iulia din nou pe prima scenă? Greu de estimat. În primul rând să ne punem bazele unui proiect sănătos și pe urmă, luând pas cu pas, sper să ajungem cât curând în Liga 1, pentru că acolo ne e locul. Am fost învățați cu Liga 1, știm ce înseamnă fotbalul de performanță și cred eu că merită cu prisosință să fim acolo. Dacă ne gândim la o echipă formată din jucători născuți și crescuți în Alba Iulia, pornind de la tine, și merg mai departe, la Gicu Grozav, la Nicușor Stanciu, Mincă, Călin Cristea, Sunt o grămadă. Sunt foarte mulți jucători din județul Alba care au cochetat cu fotbalul de performanță și nu vorbesc de Gicu și de Nicușor, care reprezintă cu brio județul din care fac parte. E o idee nebună a fanilor să-i revadă în aceeași echipă sau crezi că se poate realiza? E realizabil. Chiar asta își doresc cu toții, pentru că ținem legătura și ne spun de fiecare dată că mai devreme sau mai târziu, când se vor retrage din fotbal, aici la Alba Iulia o vor face. Aveți câțiva jucători care au cochetat cu primele ligi, cu Liga 1 și Liga 2. E mai ușor să faceți un mix între tineri și cei cu experiență? Vă ajută lucrurile acestea? Pe undeva e ideal să ai câțiva jucători cu experiență în jurul căruia să construiești. Jucătorii tineri au de la cine învăța. E mult mai ușor în jocuri să ne bazăm pe jucătorii cu experiență, pentru că datorită lor tinerii au mai mult curaj. Ați imagina cum ar arăta astăzi echipa din Alba Iulia cu toți jucătorii care au plecat de aici? Da, sunt foarte mulți. Noi avem o listă și sperăm din vară să reușim să aducem cât mai mulți aici acasă. Și cu tinerii care școlim acum până la vară, să reușim din vară să facem un grup foarte puternic. O echipă cu toți jucătorii valoroși din Alba Iulia ar fi campioană în Liga 1? Poate nu campioană în Liga 1, dar oricum am fi în Liga 1 și am fi bine. Cu o echipă doar din albăiulenii plecați, cred că am fi foarte sus în Liga 1. Alba Iulia!